depărtate un pic. Mai depărtate un pic. Așa. Așa. Bravo! Pasă, pasă! Pasă, 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 pasă! Acest eveniment este pentru ei, nu este pentru mine. Eu vă mulțumesc din suflet pentru acele cuvinte frumoase pe care mi le-ați adresat, vă sunt recunoscătoare, dar nu aveam ce să facem, ce eveniment să promovăm și să le scoatem puțin din această stare de neliniște, de pregătire. Și am zis că cel mai frumos eveniment pe care noi îl putem face este că acest minunat parc din această bază minunată, Complexul Sportiv Național Snagov, să aibă amprenta generațiilor trecute și să facem o punte de legătură cu generația actuală, care seara sau când merg la antrenament, când se relaxează, când, nu știu, trec pe aceste alei, inevitabil când calci, citești și performanța celor de dinaintea lor. Într-un fel îi și obligă ca să păstreze tradiția și să continue pe mai departe rezultatele care au fost câștigate de generații de aproape 95 de ani, pentru că Federația Română de Canotaj în curând va împlini 95 de ani de activitate. Eu am pășit în această bază, că făceam un calcul, aveam 16 ani, 2 luni și 20 de zile, junioară fiind, dar un copil, să zic, de excepție, am ajuns în lotul olimpic. Am ajuns alături de Sanda Toma, am ajuns alături de Vali Răcilă, am ajuns alături de Rodica Arba, Elena Horvat, sportive cu performanță, că nu îndrăzneam să trec prin fața lor. Mi-am câștigat foarte rapid un loc într-un echipaj de senioare, eu junioară fiind, dar am învățat multe de la ele, au fost un model pentru mine. Am încercat, pe zi ce trece, să fiu mai bună decât ele, tocmai ca să nu primesc niciun reproș că, fiind tânără, sunt fără experiență. Acest lucru încerc zi de zi să le transmit și acestor sportivi minunați, de care eu sunt foarte mândră, că nu contează vârsta. Un loc într-un echipaj nu-l obții doar că ai o anumită vârstă sau ai o anumită experiență. Un loc îl ocupi în momentul în care ai valoare. Este o onoare să fiu astăzi alături de cei care au marcat generațiile prin performanță. Ani de bucurii, de sentimente de mândrie au făcut cinste României și mi-aș dori ca și pe viitor să putem să avem cât mai multe evenimente și sportive și de altă natură care să ne stârnească emoție, mândrie. Nu toată lumea știe că în spatele unei medalii care marchează o performanță se ascund foarte multe sacrificii. Și pentru sacrificiile pe care le-au făcut și le fac sportivii români, eu vă mulțumesc astăzi. De asemenea, astăzi inaugurăm și o alee care simbolizează transmiterea ideii de performanță peste generații. Și faptul că astăzi doamna Elisabeta Lipă va lăsa un mesaj pentru generațiile viitoare nu poate decât să mă bucure, pentru că am convingerea că toată cariera domniei sale și toate reușitele și sportive și de manager pe care le are vor fi cu adevărat motivante pentru cei care vor păși aici cu speranța unei reușite sportive
și a unei implicări în viața sportivă românească. Astăzi trăim un moment important. Și spun că este un moment important pentru că astăzi ne onorăm și ne prețuim campioni. Este un lucru de la care ar trebui să pornim când vorbim de performanță, este un lucru de la care ar trebui să pornim când vorbim de modele, este un lucru pe care avem obligația să-l facem când vorbim de oameni care au pus sportul românesc pe harta mondială, când vorbim de oameni de legendă care au adus imagine și prețuirea acestei țări, când vorbim de oameni care, iată, după o carieră de succes, oferă sportului ceea ce și sportul le oferă lor. Încearcă să organizeze activitatea, să pregătească viitorii campioni și, bineînțeles, să ofere societății românești pe care trebuie să le, pe care trebuie să le urmăm. Aș spune, sărbătorim o prietenă. Și spun o prietenă pentru că în cele câteva luni de când colaborăm, am găsit în doamna Lipă un om pe cât de devotat, tenace și foarte, foarte activ, pe atât de atașat și pe atât de aproape față de nu neapărat de mine, ci de instituții și de tot ceea ce înseamnă sport în România. Este o campioană de legendă și nu eu trebuie să subliniez aceste lucruri, societatea românească le știe, toți cei care sunteți atenți la fenomenul sportiv cunoașteți performanțele doamnei Lipă, dar în egală măsură sărbătorim și un manager de top al sportului românesc, care, iată, se află în fruntea canotajului și de la care avem mari așteptări. Pot să spun că e o onoare pentru noi să găzduim aici, în acest minunat complex, unde găsim urmele foarte multor campioni în decursul vremii, acele mâini, martorii sacrificiilor și performanțelor acestor mari, în care poate mai mult decât foarte mulți dintre noi în activitatea profesională, au făcut aceste sacrificii și palmele acestea care fiecare sportiv le are și cu care încearcă să facă performanță, sunt din punctul meu de vedere cel mai de preț simbol pe care putem să-l avem aici în acest loc. Astăzi este un eveniment special, un eveniment care ne onorează, ne face cinste, un eveniment în care sărbătorim Federația Română de Canotaj, o sărbătorim pe cea mai bună canotoare a secolului 20, pe Elisabeta Lipă. Aștept cu nerăbdare, doamnă președinte Lipă, să nu să calificați, să vă puneți amprenta pe această alee. Cred că și sunt convins că vor urma și alți campioni olimpici și medaliați olimpici. Poate într-o zi mă invitați și pe mine să fiu și eu pe această alee. Poate va fi o alee și la Izvorani. Poate va fi o alee. E foarte aproape de Znagov, așa că putem împrumuta obiceiurile bune. Și știu că Federația Română de Canotaj este în grafic, este federația care are cei mai mulți sportivi calificați la ora actuală. Știu că poate califica încă și mai mulți sportivi. Suntem alături de dumneavoastră cu tot, și când spun tot, e chiar tot, nu singuri, alături de Ministerul Tineretului și Sportului, și sunt absolut convins că doar împreună vom reuși, așa cum am trecut de această perioadă dificilă, vom reuși să ne pregătim în continuare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo și acolo să ne bucurăm de medalii și de rezultate frumoase pentru România. Țin să-mi mulțumesc în mod deosebit domnule ambasador Noda, prezent astăzi aici. Așa cum am spus și în deschiderea speech-ului meu, mi-ar fi plăcut să fim prezenți în Japonia, la Tokyo, dar timpul lucrează în favoarea noastră și am câștigat un an în care ne vom pregăti mai bine și în care vom ajunge la Tokyo mai bine pregătiți pentru Jocurile Olimpice. It is a huge honor to Japan and myself personally to be invited here among all the dignitaries to be here with Madame Elisabeta Lipă, one of the most outstanding Olympians of Romania and actually of the world. Romania will send a large, strong delegation to
canoe races of the Tokyo Games again.